Gata! Le dau din nou, cam... Stai, ce-i Servim cam patria. Gata, fix pe început. Deci, plecăm din nou. Atențiune! Yeah, yeah! Ladies and gents! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la live-ul lui Enache! Da, da, nu sta departe! Vino la live-ul lui Enache! Da, da, acum și aici! E mio drag bello de dici! Da, da, nu sta departe! Vino la live-ul lui Enache! Da, da, acum și aici! E mio drag bello de dici, doamnelor și domnilor! Unul dintre cei mai titrați fotbaliști români ever, Miodrag. Cel mai titrat fotbalist român, Miodrag Belo Dedici. Doamnelor și domnilor, aici la live-ul lui Enache, mai ales că suntem pe timpul desfășurării campionatului european de fotbal și aici la București, iar domnul Belo Dedici este ambasadorul acestui campionat european de fotbal ce se desfășoară și la București. Bună seara, Belo. Bună seara. Și bine ai venit la live-ul lui Enache. Mulțumesc pentru invitație și e o plăcere să stai cu Adrian Enache de așa, să petreci o oră jumate. Cât vrem noi stăm, Belo. Și despre fotbal și despre muzică și despre... Cum se spune în sârbește? Bună seara! Și bine ați venit la live-ul lui Enache, spune în sârbește. Cum se spune? Uite, așa se spune. Dobro veče i dobro došli... Live, nu, asta spune în românește, că așa e. Cod, live-ul lui Enache. Adrian Enache. Dobrovoce, live... Dobrovece. A, dobrovece. I dobrodošli. A, dobrovece i dobrodošli. Dobrodošli na live... Na live-ul lui Enache. Bravo, Belo! Gata, te-apoi, să-mi vezi sârbește. Deja ne-am împrietenit. Nu. E mai grea, e mai dificilă să sârbească, e mai... Tu ești din zona Socol, din comuna Socol, nu? Eu sunt din zona mai cunoscută decât satul meu este Baziaș, unde intră Dunărea în țară. La Baziaș intră Dunărea în țară și eu sunt la vreo 6 km puțin mai sus pe acolo, lângă Moldova Nouă. Moldova Nouă, băi, pe acolo fugeau ea pe vremea comuniștilor. Peste Dunăre, peste așa, Nera și peste tot săracii, da. Măi, Belo, sunt foarte bucuros că ai venit. Vreau să le povestesc telespectatorilor noștri, privitorilor noștri, care sunt din ce în ce mai mulți online. Am început la ideea regizorului nostru, Silviu Radu, pe care îl salut și îi mulțumesc. Ne întâlnim pe cineclic.ro în fiecare marți de la 20:45. Și am avut onoarea, acum o lună, să debutez cu Marcel Pavel. A fost la mine Marcel Pavel, primul dintre invitați și mi-a purtat noroc, se pare, da, nașul Marcel Pavel. Apoi Adina Buzatu, a fost nemaipomenită, o discuție despre modă și rafinament și eleganță, ca de obicei. Inepuizabilul Pepe, cu care am povestit o grămadă de lucruri din toată tinerețea noastră și cum s-a lansat și cum se uita el la mine și îi spunea sora lui, vezi că tu așa trebuie să ajungi, că Adrian Enache, și a ajuns foarte bine. Și am sărbătorit-o pe Monica Angel pe 1 iunie și pe Aurelian Temișan, fratele meu și portarul echipei naționale de fotbal artiștilor. Și acum, bineînțeles, a venit rândul unui mare sportiv, cel mai titrat fotbalist român, Miodrag Belo Dedici, pentru că el a avut șansa să câștige Cupa Campionilor Europeni cu două echipe Steaua. Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Uite, știi că pasiunea mea, una din pasiunile mele este fotbalul. Și pentru că iubesc foarte mult fotbalul și vă iubesc pe voi, fotbaliștii de geniu cu care am crescut toți și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru fotbalul românesc, că ați fost și rămâneți niște modele pentru noi, vreau să-ți povestesc câte ceva despre lucrurile care se află în decorul meu. Aici nu e nimic întâmplător, e prima chitară cu care a cântat fiul meu David, sunt trofee de la campionatele mondiale de fotbal ale artiștilor, că tu știi că ai jucat și joci cu noi. Acum ceva vreme, câțiva ani, am jucat cu voi, decât noi jucăm în fiecare an, normal, pe 7 mai să sărbătorim victoria voastră asupra Barcelonei, victoria care a scos toată România în stradă, câștigarea Cupei Campionilor Europeni 7 mai,
1986, Sevilla. Și jucăm la cheile grădiștei. Nenea Ovidiu se uită la noi acolo și ne face cu una. În fiecare marți el este prezent și ne găzduiește minunat acolo. Și am avut meciuri foarte frumoase cu voi și în fiecare an. Anul ăsta am fost acum două săptămâni la cheile grădiștei, dar tu se pare că n-ai putut să vii. Am fost la memorialul Ilie Bărbulescu. Uite aici o minge pe care au semnat majoritatea fotbaliștilor Stele și tu ai semnat pe asta. Belo, uite, te pupă Belo. Ai mai semnat pe o altă minge cu Helmut Ducadam și cu toată istoria fotbalului românesc de care suntem atât de mândri. Suntem atât de mândri de voi și am spus-o și i-am spus-o și lui Marius Lăcătuș și lui Fiara. Lui Fiara i-am spus, bă, voi meritați statui. Eu nu știu de ce... Măcar din astea mai micuțe să le avem... Meritați statui, acasă, Belo, pe nu, cuvânt. Statui... Pentru tot ce ați făcut. Pune-ne și nouă câte ceva din ce nu s-a spus... Cum a fost tensiunea meciului acela? Cum ai trăit-o tu, băi, cel puțin? Știi cum e? Ca și un acordeonist. Exact ca și un acordeonist. Că acordeonul a fost... prima pasiune. Prima pasiune. Prima pasiune a fost mingea. Dar am încercat și cu acordeonul pentru că eram într-o zonă aproape de sârbi. Și ei sunt, era influența acordeon, sunt campion mondial. Deci cum cântau și aveam în sat trei acordeoniști, trei, doi profesori și încă un băiat care nu avea profesor, dar cânta extraordinar. Nativ. Nu-i trebuia. Și am vrut și eu să învăț puțin să cânt, dar... Și mai ții minte ceva dacă îți dă Paul acordeon? N-aveam talent. Nu? Îi dăm lui Paul mingea și ție îți dăm acordeonul. Crezi că merge? Deci... Așa e și cu sportul, cu fotbalul, nu? La fel, trebuie să repeți în fiecare zi, ca să poți să te menții și asta a fost. Muncă, în fiecare zi, antrenamente, odihnă, stăteai muncă. După program? Și după program și înainte de program. Când eram obosit, ieșeam pe teren să mă odihnesc, când eram odihnit, mergeam să fac antrenament. Casa ta era terenul de fotbal acolo. Și multe astea mir. Alte nevăzute care eu, da. Nu sunt văzute, nu sunt știute, că cum ne pregăteam de meci, cum ne odihneam după meci și toate astea, multe am. Dar nu era medicamentația de astăzi? Medicamentația de astăzi. Ai luat două pilule, ți-ai revenit azi. Și mai ales dacă mă sun pe mine, mulțumim sponsorilor noștri, Farmacia Inimii. Catena o știm, am văzut-o în fiecare zi, o vedem la publicitate. Apropo, nu uitați, l-ați auzit deja, el de fiecare ediție este în stânga mea și este unul dintre cei mai valoroși acordeoniști din România, Paul Stângă. Belo, cei mai frumoși ani ai tăi bănuiesc că sunt cei petrecuți la Steaua București între 1983 și 1989. 82 am ajuns la Steaua. 82 ai venit. Cine te-a descoperit? Cine te-a adus la Steaua? Dănilescu cine? Neatică Dănilescu? Nu. Dar cine? Neatică, spune-mi cine. Dănilescu a venit mult mai târziu. Da? Da. Eu am ajuns în timpul... Alexandrescu, Dănilescu, Neatică mi-a venit în el era de la Dinamo. A stat și la Steaua și apoi s-a plecat la Dinamo. Alexandrescu. Sfinxul, așa îi spunea, Sfinxul. Ion Alexandrescu, da. Deci, eu știu, a fost... Tu ai jucat la Mineru, Moldova Nouă, la început? Da, la Mineru, Moldova Nouă. Când am terminat clasa 8-a la mine în sat, m-am dus în clasa 9-a. Am plecat în clasa 9-a la Moldova Nouă, m-am înscris la fotbal. Corect. La 14 ani, da. Și acolo am început să joc cu la junior și... La un moment dat, în 17 ani, să zic, m-au luat la echipa a doua, la prima echipă, să joc ca junior în teren, că se juca obligatoriu un junior în teren, în divizia a doua. Și eu am intrat, am jucat 7, 8, 9 meciuri în divizia a doua cu ei și de acolo... M-au remarcat, ții minte că a fost am avut un meci cu UTA Arad și te remarcat Ducadam. Ducadam, nu. Era UTA el. Nu apăra el. Eu glumesc acum știind că Ducadam era la UTA, da. Arad, da. Acolo, da.
Și Nea Romeo Stâncan era arbitru și după meci m-a chemat să vin la el. Arbitru te-a chemat? Arbitru, da. Și uite, bă, arbitru era scouter acum. Da, nu, și mi-a dat un număr de telefon și mi-a zis să merg la tata și să sune. Și tot cum a sunat și de unde era, de la FC Argeș, Pitești. Aha. De la domnul Halagian și domnul Ianovski. Da, Ianovski, Mihai Ianovski. Mari descoperitori primul de talente. Primul lor a Lenci. Da, pentru că eu am auzit că ce spune Leonte. Da, da, și Leonte. Ce spune legenda? Spune că, de fapt, echipa Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni era făcută, osatura echipei, de către domnul Florin Halagian. După care a venit domnul Emeric Iene și era... Nu, spune-ne tu adevărul, așa știam. Păi nu. Așa spune lumea, că băi, echipa aia a făcut-o... Nu. Hala. Nu. Focul la ei. Pițurca a venit înainte, Bumbescu a venit înainte, Iovan, toți au venit, Bălănii, parcă puțin înainte, dar... cu domn profesor Halagian a venit Ilie Bărbulescu, Dumnezeu să-l odihnească pe Ilie. Și Radu 2. Da. Radu 2. Care am jucat acum o săptămână. Foarte bine arată Radu. Da, și se mișcă foarte bine. Deci erau acolo când am ajuns eu la Steaua de la Pitești. Am ajuns la Pitești, am stat cu echipa a doua, am jucat câteva meciuri, da. Și m-au trimis la lotul național de junior la Luceafărul. Păi știu că peste timp am ajuns și eu la Luceafărul cu colegul meu și prietenul meu, Dănuț Lupu. Așa, da, cu Dănuț Lupu. Da, la Luceafărul se recrutau elevi din liceu și eu de la Galați cu Dănuț eram singurii care am fost recrutați la Luceafărul. Când am împlinit 18 ani, în loc să mă întorc la FC Argeș, m-a luat Nea Toma Costică, era Toma Costică, da, portarul lui Cecea, el era antrenorul nostru. Da. El cu Olimp Matescu, antrenorul de la Moldova Nouă, a venit în București, m-au luat și m-au dus direct la Steaua, la domnul Ion Alexandrescu. Te-ai făcut și armata acolo. Și când am intrat înăuntru, eram la club, m-au dus, nu la stadion, la clubul Steaua. I-am intrat acolo, am spus bună ziua și m-au atenționat să nu mai spun bună ziua, să spun să trăiți. Ah, că era armata. Să trăiți. Bună ziua. Să trăiți bine. Bine. Peste ani. Să trăiți bine. Era da. Bună asta. Da, și din 82 am început. La scara avionului, cei doi președinți de stat și-au dat mâna. Așa erau comentariul. La scara avionului, da. Și m-au dus la Steaua. Acolo am, la Nea Ion Alexandrescu, m-a întrebat dacă vreau să joc. Eu cu Steaua mea, Steaua era echipa mea de... De suflet, dar era cea din Belgrad. Cea din Belgrad era prima. Da, așa e ajuns. Aici, la a doua, era Steaua București, pentru că eram idolul meu așa de fotbalist, după ce am plecat la școală la Moldova Nouă și jucam pe acolo, era Neafane Sameș, îmi plăcea. Ștefan Sameș. Vigu Sameș, era echipa de aur, fundat și Stele. Când l-am văzut, i-am spus așa o poveste mică de... Adică Neafane, eu când eram... Avea păr așa mine, cu breton și cu plete. Așa, la mine în sat, acasă la mine, aveam afișe cu dumneavoastră, aveam afișe, aveam și în la toaletă, dar noi nu avem, știți, că toaletă în spate, că nu avem toaletă în casă, aveam... Toaletă în curte. Și el îmi spune, păi cum ai pus, mă, în toaletă? Făceai pe mine. Păi da, aveam și acolo afișe și în casă și în da, hol. Era și... un idol în adevăratul sens al cuvântului, corect. Da, Neafane Sameș și am ajuns la Steaua. Poate. Ion Alexandrescu, el m-a ținut de mine. M-a încurajat și i-a ținut. Păi, ce mai frumos ani ai petrecut la Steaua și vreau să te întreb, am înțeles că ai primit un aro după ce ai câștigat Cupa Campionilor Europeni și n-ai vrut să te bucuri de el, ai vrut să-l vinzi. Păi l-am vândut, nu? Și l-ai vândut și, pac, au apărut doi milițieni care au vrut să te aresteze, te-au pus pe capotă, ce? Cum e povestea? Mai multe lucruri așa de... Dar ce era cu aro? De ce? Au venit milițieni, ce nu păi oamenii vreau să-l vinzi? Am primit aro și toată lumea, nu știu cine, nu l-a vândut. Toți au vândut, că erau mașini, nu erau noi. Erau la mâna second hand, da. Luate de la unitățile militare, recondiționate și ne-au dat. Bun, le-am vândut.
Toți aproape au vândut. Toți au vândut, că n-aveai să mergi prin București cu aurul, cu schimbătorul de viteză atâta înalt și nu puteai să cucerești nici o fată cu un aro. Să cucerești o fată cu un aro. Dacă cel puțin era aro spartan, ăla care a apărut peste câțiva ani, ăla decapotabil, că m-am plimbat și eu cu unul de la mare, galben, așa frumos, toate privirile atrăgeam. Cu Dacia CN1, când a apărut, mai puteai să cucerești. Era bordul ăla cu butoane care nu funcționau, dar erau multe butoane. Și ce era cu milițienii care au venit? Și m-am dus, a venit un domn ca să cumpere aro, a venit la stadion și m-am dus cu el, cu mașina, cu Dacia, m-am dus cu el la notar să facem hârtiile. Și înainte, în fața notarului, hai să numărăm banii, câți bani trebuia să plătească. Cash, frate, că cash, nu era cash, pe vremea. Cu geantă, cu geantă, banii în geantă. Și numărăm și la un moment dat se deschid ușile în dreapta și în stânga și doi milițieni. Lăsați banii acolo, ieșiți afară, mâinile pe capotă, mișcă nimeni și stătea și zicea, stați, domnule, că... buletinele, le-am dat și buletinele și până s-au... Vorbiți cu o glorie, domnule, a României, da, ce faceți? Ce faceți? Bun, păi mergem acolo, păi mergem și noi cu voi să vedem dacă e adevărat. Și au intrat și ei cu noi, ne-au notat să vadă și așa ne-au lăsat. Dar ce, au să se rămână un pont, cum că faceți, nu știu ce tranzacții? Abar n-am zis la nimeni, nu știu, am vorbit cu cineva, dar nu știu... Hai să cântăm ceva lui domnul Belu. Îi dă ceva din zona așa. Ceva mai vesel, că m-a adus aminte de... Ia fii atent, Paulică, ce spune Paul. Ia fii atent. Da. Tot la trei vorbe, una e minciună, dintre trei tu mă mai minți un pic. Stau și ascult cum îmi vorbești într-una, din tot ce spui nu pot să aleg nimic. Mai bine uită, mai bine lasă, tu minți frumos, dar m-am săturat. Hey! Haide, du-te, nu privi înapoi, e mai bine pentru amândoi. Haide, du-te, nu privi înapoi, e mai bine pentru amândoi. Ritornela. Eu ce ziceam? Fii atent acum ce spune. Și de ce să stau să te ascult pe tine? M-am săturat, tu m-ai mințit destul. Au doar vorbe goale de la alții, dar eu și de ale mele sunt sătul. Mai bine uită, mai bine lasă, tu minți frumos, dar m-am săturat. Hei! Haide, du-te, nu privi înapoi, e mai bine pentru amândoi. Haide, du-te, nu privi înapoi, e mai bine pentru amândoi. Belo! Solo de la Paul Stângă! Asta e... Cum e? E din sudul. Din sud, a localizat, știi că e din sud. Din sudul. Mamă, parcă-mi vine să mă pe o barcă acum să mergem acolo la Bazias. Frumos, frumos instrument, extraordinar. Nu, îți place, nu? Îți aduce aminte de... Ia uite. Asta. Pentru dublu campion european la Life-ul lui Enache, dragoste și sănătate, acum și aici, pentru meu drag, Belo Dedici. Asta ne petreceam. Vor mai fi alții să te mai asculte, cu vraja ta să-i amețești mereu. În lumea asta se întâmplă multe, vor mai fi alții, dar niciodată eu. Mai bine lasă, mai bine uită, tu minți frumos, dar m-am săturat. Hei!
haide, du-te, nu privi înapoi. E mai bine pentru amândoi. Haide, du-te, nu privi înapoi. E mai bine pentru amândoi. Paulica! Uite așa petrecem seriile la live-ul lui Rakeș. Așa petreceam și noi. Și noi petreceam. Ai avut vreun prieten care... Mulțumim, Paul Stângă, bravo! Paulica! Bravo, Paulica! Mai târziu am o surpriză pentru domnul Beluș. Îți merg degetele astea care... Am să-i cânt o melodie din zona aceea, din sud. Da? Da. Fii atent că el cu zonele e periculos. Sârbească originală. A fost cel mai bun apărător în zonă. Clar. Dar de ce ți se spunea ție Căprioara? Bel. Nu știu, nu mi se spunea Căprioara, a spus un comentator. Un comentator Căprioara, ca nu știu ce a văzut. Ca alură, eu pot să alură sau alergare sau mai mă descurcam cu mingea mai ușor. Pot să depun mărturie și acum noi jucăm fotbal împreună și la fel ai mișcări de felină. Tu nu depui niciun efort. Tu numai din corp. Din asta faci ca o Căprioară, așa te miști. Da, cu mingea n-am niciun efort. Da. Când vine mingea la mine, eu mă... Te transform. Nu mă transform, mă relaxez. Când vine mingea, da. Când vine mingea. E o plăcere. Sunt fotbaliști, când le vine mingea, e un chin. Ia pucă transpirația. Chin. Când venea mingea, nu aveam probleme. Și terenul avea denivelări, dar numai pe partea lor erau denivelări. Da, unii se blochează. Da, eu n-aveam. Nu știu de unde, cum. Nu știu. Ai devenit vedetă peste noapte, într-o perioadă în care, în afara familiei Ceaușescu... Am devenit peste așa era perioada aia. Nimeni nu avea voie să aibă notorietate atunci. Numai familia Ceaușescu avea voie. Iar colegii tăi de la Steaua 86, pe care îi știe toată lumea, acum pe de rost, spune toată echipa, ați devenit vedete peste noapte. Pentru că ați muncit și ați obținut, cred că niciodată în fotbalul românesc nu se va mai obține o asemenea performanță. Da, părerea mea. A fost o perioadă foarte bună a noastră, o perioadă când ne calificam, mergeam mai departe și ajungeam până în sferturi, până în semifinale, până și eram acolo, în Europa, eram cunoscut. Și faptul că tu ai văzut ce înseamnă Occidentul din desele tale călătorii cu Steaua, ce ai zis? Stai, frate, să mă duc și eu pe acolo, parcă nu e mai bine. Nu cu Steaua. Eu am simțit Occidentul mult când eram mic. Când erai mic. Mai te notai și te întorceai, cum făceai? În Iugoslavia mergeam cu părinții. Iugoslavia. O știi, bă, pe aia, Iugoslavia. Am eu una. Da, Iugoslavia. Da, nu știu dacă avem voie să cântăm acum despre Iugoslavia. Ce, bine. Ce? Un imperiu, a fost un imperiu. Glumesc, că nu. Dar mergeam în Iugoslavia cu părinții. Aveam rude acolo. Mamă, ce mâncat, ce dulciuri erau. La Belgrad, la Niș, la... Ceasuri electronice, ți-mi minte că mi-aduceau... Aveau de toate. Napolitanele Vesna, ți-aduce aminte? Vesna, napolitanele alea, Doamne. Puteam să ne cumpărăm. De la asta, cred că cineva care a fost în Iugoslavia ne-a trimis asta. E din Iugoslavia. Aruncă cu... Ia fii atent. Ce spune? Vai. Deci asta e lumina de la Dumnezeu trimisă din Iugoslavia. Acum ne-a trimis lumina Dumnezeu. Asta e. Tu strălucești oriunde mergi, Belo. Zoraie. Asta e Zoraie. Asta e Zoraie, Paul? Nu. Zoraie. Da. Asta e, o Belo. Iau ce Zoraie. Și. Zoraie. Zic cu cuvinte. Zoraie. Svemeioș. Sveme seća na tebe, samo pjesma moja čuje se, bravo. A nema te. Da, nema. Sigura te zora. Asta je. Zora je. Je maj refren. Da. Ba. Zora je. Tararam. Sveme seća na tebe, seća na tebe. Așa. Samo moja
pesma ciuie se anemate, anemate. Anemate înseamnă, dar nu e, dar nu ești, nu ești. Tu nu ești. Deși zice, ești lângă mine, nu ești. Zice, zorile se ivesc. Ană, zorile se ivesc. Asta. Zice, cântecul meu se aude, dar tu nu ești. Deci erai plecată la lapte. Era dimineața. Plecat undeva. Te-ai dus la lapte ca undeva. Să prinzi loc. Așa era pe vremea aia. Spuneai sticla și trebuia să fii la 4 dimineața. Da, asta e un cântec al lor foarte așa... Se cântă la un pahar, la asta se... Păi, ai noroc. Cum se spune noroc în sârbește? Sârbii spun noroc, e, ei spun jiveli. A, jiveli. Se spune și cum spun și spre Rusia, asta, nazdravlie. A, da, și la ruși, nazdravlie. Nazdravlie, nazdravlie, în sănătate. Ia mai toarnă un păhărel, să mai ne distrăm nițel. Pasărul fiecare, hai noroc și la mai mare. Și Paul Stângă cântă frumos cu vocea asta. Asta e din partea spre Mehedința, Oltenii, Olteneasa. E, Paulică, din zona de Mehedință. Din zona de Mehedința asta, nu? Nu, Oltean. Din Mehedința, e Olteneasca melodia. Da, și de e pe la graniță acolo. Practic e melodia lui Gică Petrescu, domnului Gică Petrescu. Da, da, am un colaj cu Gică Petrescu. Te invit la Teatrul Tănase să vezi noua mea premieră alături de Mirela Vaida. Se numește Acces Direct, puncte, acces puncte, direct, la muzică. Da. Și e o surpriză pentru toată lumea, evoluția Mirelei Vaida, care cântă extraordinar și cântă alături de mine într-un spectacol de aproape 2 ore, da, de show american cu balet și muzică. Altceva nu găsești. Și o să te invit să vii și la noi la teatru. Tu ai mai fost, că am văzut că au venit și, ai venit și cu Ando odată, cu echipă, cu mulți fotbaliști, pentru că noi artiștii suntem prieteni cu fotbaliștii. Mai ales unii dintre noi care am jucat fotbal și ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne susțineți. Așa, păi, am câștigat 3 ediții. Cu, lângă artiști și când, da, jucam la Steaua și când jucam la Naționale, ne duceau la teatru, da, la teatru, ne duceau, da, la, cu artiști, ne mai aduceau. Ei, da, acum când jucăm mai... împreună, deci mie nu-mi venea să cred că eu eram în echipă cu tine la un moment dat și am jucat pentru cauze nobile. Noi jucăm des pentru cauze nobile și la un moment dat era și Hagi în echipă și mi-a dat o pasă de 40 de metri și vezi Belo că e acolo. Când auzeam că Belo e în echipă cu mine, cu Hagi, că nu venea să cred. Bumbescu, dar despre Bumbescu povestești tu, de colonelul care, despre care știa toată lumea că e fundașul de fier al Europei, colonelul, fundașul de fier. Și totuși am avut curajul la cheile grădiștei, spune tu. Să intri și să-i dai gol cu capul. De lângă el. De lângă el, nu. Ei, se mai adormea așa din când în când. Mai păcălea, cum l-a păcălit și Gulit și Guli când i-a sărit. I-a dat cu părul în ochi. Când a sărit, zice, a dat cu capul în minge și cu părul în ochi și n-a mai văzut, zice. Da, dar te-am pomenit acum 2 săptămâni la Cheile Grădeștei când am jucat cu Steaua 86, Memorialul Ilie Bărbulescu. Și tot așa, vine Bumbi direct la mine, te omor, de data asta nu mai miști. Și n-am mai mișcat, am dat 2 goluri în 4 minute și mi-a zis, vezi ce-ți fac diseară la restaurant, îți dau la joale. Da, dar eu am un respect deosebit pentru voi și vă iubesc mult de tot. De ce să nu exagerez cu vorbele, vă spun că sunteți în inima mea și nu numai în inima mea, în inima tuturor românilor pentru tot ceea ce ați făcut pentru fotbalul românesc. Suntem iubiți, să știi că suntem iubiți și cunoscut și ne oprește lumea pe stradă și ne suntem... Păi eu pot să te pun încă o dată mărturie că merg cu tine pe stradă, mergem în piață și la Delfinul acolo după ce jucăm fotbal la noi la stadion și ne întreabă lumea, zice, uite pe Belodeșu cu Ienache, văd, păi ăștia știu de vreo 40 de ani de ei sunt la fel, ce faceți mă, dormiți în frigider? Și știu, zic, și mai dau exemple de astea, că e Adrian Ilie, că mai... oameni care au rămas, uite-te, știu, silueta de atunci care poate arătați mai bine ca atunci. Și mă mândresc să fiu prieten cu Mio Drag Belodedici, de ce să nu spun. Da, și eu la fel. Și la Valencia, când am... La Valencia, când ai când fi, tu ai jucat și ești mare vedetă în Valencia și acum. Vedetă, am fost într-un mare, turneu cu Teatrul Tănase și pot să-mi confirm că te-am sunat. Măi, Belo, unde să mă duc să mănânc? La prietenul meu, cum îl chema pe prietenul tău? Unde mai trebuie să mănânc? Ăla, Bombeu, Bombau... Nu, ăla avea, nu avea restaurant, avea...
avea o cofetărie și un restaurant cofetărie așa mai mic, nu era de chiar așa de cunoscut. Manolo del Bombo. Manolo del Bombo. Bombo. Se face o melodie pentru Manolo del Bombo. Ia, ia, ia! Da, da, asta e cu... Manolo del Bombo. Ea la sala la combo. Manolo del Bombo. Ala la 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 combo. Ia! Asta e pentru Manolo del Bombo. Del Bombo, Manolo. El e cu toba aia. Bum, 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 bum. Da, da, da. Manolo care a șeful galeriei. Da, da, Spanii. El e... Da. A mí no trabajo en la cuestión del goleador. Era con Sanciano, el amazón no vio drag, velo de señor. Era con Gonzalo, va al bomba de cuase goleador. Era con Gonzalo, señor mío drag, velo de señor. Alolo, balolo, apalala, balolo, balolo. Y vamos, Paule, acum am scris piesa asta. Acum ne-a ieșit. Și fii atent, să vă spun, stimați prieteni, m-am dus în Valencia, concertam acolo. Și a doua zi să mă plimb pe plajă am fost și am ajuns la un restaurant cu pește cu și l-am sunat și pe Vali, prietenul nostru comun, Vali Savadosi, da, și mi-a spus, da, vezi că dacă îi arăt o poză cu Belo, mănânci gratis tot sejurul. Păi am crezut că glumește și aveam o poză cu tine eu. Îmi spuneau Belo de Dici. Da, Belo de Dici, de Dici cui? Cui, aveau i, Belo de Dici. Da, 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 da. Și mă întrebau cum te cheamă și eu le spuneam Belo de Dici. A, fără I. Nu cu I, dar Belodet. A, nu, Belodetici. Da, pentru că ei sunt, I, latin, că ei sunt mai latin, latin, așa, și numele sună mai bine și în italiană, da, și da, în spaniol. Belodetici! Ma che dici, Belodetici! Ma che dici! Da, da. Valencia, frumos oraș. Da, pe cuvântul meu mi-a plăcut frumos, mai mult decât Madridul și Barcelona. Incredibil cum trăiesc, cum ce viață și au și... Au opera aia frumos pe apă, acolo da, am fost și am vizitat. Și grădina aia... Au o grădină senzațională. Deci mă plimbam și nu mai știam, da, unde da, sunt. Frumos, frumos. Ce frumos și ce curățenie. Și, domne, și respectă și... valorile. Când am zis de tine, îți jur că nu mai trebuia nici pașaport. Te provoc ca să cânti o melodie spaniolă, să vedem dacă o știi. Care e, Pauli? Mucho, bésame mucho. Como si fuera la última vez. Bésame, bésame mucho. Na 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 na. Asta e cum se aude, cum simți, poți să cânti cum simți, că facem o melodie nouă acum. Trebuie să respectăm doar acordurile, de rest, cuvintele le punem noi. Uite-te și tu, live-ul e nache seara, așa zici, și asculti melodiile astea frumoase, zici că ești undeva, te plimbi pe plajă, da, da, frumos, sub lumina lunii. Nici sub lumina lunii, undeva la o terasă frumos, cu un păcarel să te fânească. Ce-ți place viața! Măi, Belu, dar spune și mie, cum a fost, mă, cu fuga? Nu, cu fuga, Belu, nu. N-ai fugit, ai mers încet. Eu am plecat legal, am plecat legal, n-am fugit. N-ai fugit? N-am fugit. În 89? Nu, 88. 88. N-ai fugit? N-am fugit, am plecat legal. Legal, păi cu, de ce toată cu pașaportul în mână, m-am dus. Ai plecat, că ai fugit. Numai că nu m-am întors, asta e la problemă. Dar tu ai plecat legal cum? Cu pașaportul. Am primit pașaportul de la... De la ambasadă? De la ambasadă, de la club, că lor le-am cerut. Și tu te-ai dus ca să ce? A, era un transfer sau te-ai dus să... Eu m-am dus ca să rămân, că m-am supărat, că m-au oprit, că m-au chemat la club să mă întrebe ce fac eu cu banii mei. M-am supărat, să dai cu... Nu te-ai explicat, supărat, pe munca ta, cum ar veni. Mâinile pe când am vândut taro, că nu știu ce tâmpenii, m-am supărat că mă întrebau la aeroport dacă avem valută, când treceam, mergeam să jucăm în străinătate, dacă avem valută. Păi cum dracu să avem valută? Deci să spun... Nu, cum dracu să nu avem valută? Păi, veneai da, cu... păi nu aveam voie să avem valută, cum să avem păi valută? Păi da, dar tu erai plătit pe valută că jucai afară. Păi, normal că ea vă dădea... Nu eram, nu știu, poate clubul, că noi primeam bani de la UEFA, dar noi nu aveam voie să avem valută și ne întrebau ca niște, parcă
na. Da, cine știe, cine ce, știe ce aveați și bombe. Și n-aveam voie să avem valută să ne cumpărăm și noi un pantalon sau... Corect, un video, cum era pe vremea aia. Da, e, se făceau, da. Și de asta, și n-au vrut să-mi dea pașaportul și m-am supărat. Mergeam acasă în vacanță și mama cu sora mea și cu cealaltă mergeau în Iugoslavia și eu, dita mai fotbalist la Steaua, da. Stăteam acasă și n-aveam voie să voie trec să și eu, pleci, să văd niște rude. Aparținea de clubul armatei și de aia. Sistem, erai era considerat așa, trădător dacă plecai, cum au și spus unii. Trădător, eram trădător și nu știu, trădător, dar eram, când fugi din armată ești dezertor. Eram dezertor. Da. Și mi-au dat pașaportul, am luat pașaportul și plecat și am dus legal, frumos și am cerut azil politic acolo. Ok. Și acolo s-au rezolvat toate treburile, ai început să joci la Steaua da, Roșie. Da, după 3 săptămâni m-am dus la Steaua Roșie să-i întreb dacă vor să joc pentru ei. Auzi și tu ironic. Nu vrei, eu sunt proaspăt câștigător de Cupa Campionilor, păi nu vreau să da, joc da, la voi. Păi da, când au auzit pe cu cine ce? Au Belodedici. De a face. Când au zis Belodedici? Atunci așa da seama ce e cum. Și... ce e cu Căprioara noastră, da, din Carpați. Ce vrea asta să... Și câți ani ai petrecut acolo la 3 Steaua Roșie? 3 ani. În timp în care ai câștigat campionatul? De câte ori? Campionatul de 3 ori. De 3 ori. De 3 ori campionatul și de 2 ori cupa sau o dată cupa. Și în anul ăla ai câștigat. În care an ai câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua Roșie? În 91. În 91, da. Am câștigat Cupa Campionilor, după aceea ne-am dus la Intercontinentala la Tokyo, am câștigat și acolo. Da, da. Și am pierdut Supercupa Europei, am pierdut cu Manchester United. Dar am jucat două meciuri, se jucau două meciuri, nu un meci cum am jucat cu Steaua București la Monaco. Asta, că era un singur meci atunci. Un singur atunci, meci da. La Monaco și atunci se jucau două. Și am jucat la ei, tur-retur, ne-au nu? Bătut 1-0 și al doilea meci nu s-a mai jucat pentru că a început războiul între... enclave, sârbi-croați, da, da, da. Bosnie, păcat, acolo, păcat, acolo că asta a spus când ne-a trimis mai... Dumnezeu această lumină de la Belgrad, că așa am, da. Așa am primit-o drept o lumină de la Belgrad, când am deschis subiectul despre Iugoslavia, era un imperiu excepțional. Deci noi aveam tot timpul, ne uitam la voi la televizor, noi vedeam toate emisiunile, meciurile de fotbal, dădeai pe sârbi și pe bulgari, asta era antena de sârbi, antena de bulgari, ca să putem trăi și noi cât uși de puțin. Știu, că și noi normal, știi, nu aveam când decât Ceaușescu de dimineață până seara. Mă ne uitam la basket, campionate mondiale, europene, basket, polo, fotbal, la ei... În NBA, în America, joacă numai cei au mai... Au jucat mulți. Vlado Vivaț ăla și câți nu sunt... Cucoci. Cucoci, Toni Cucoci. Da. Mulți, mulți. Da, sârbii sunt prin excelență un popor sportiv, așa e. De sunt, echipă. De echipă, da. Sunteți avut așa vânjoși. Ca noi... Vă aprindeți foarte repede ceea ce... Eu semă foarte mult cu voi, eu mă aprind foarte... Dacă mă potolez la fel, dar scânteia pe mine mă face... Tu știi, imediat... Dunărean acolo. Da, 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 pe Ișor, Dunărea pe acolo, erau aproape bulgarii, erau aproape... Mai îți dai seama. Însă, de viața ta privată nu prea am auzit multe lucruri. Ai fost la, tot, eu tot timpul mea discret, privată, așa. N-aveam ce viață femeile, privată femeile, păi la ce bani aveți, ce succes, femeile, nu săreau femeile păi pe tine. Păi dar eram în cantonament, plecam, veneam. La forma, nu? N-a sărit niciuna pe brad, după brazi, acolo, la forma. La forma n-a sărit. Căprioara, n-a sărit vreo căprioara, că tot erai tu căprioara. Ne spuneau, pe acolo trec urșii. Și când treceam acolo, băgam ca să un vă sprint. Sprint ca să trecem de zona... Păi ce să spun, viața mea privată. M-am fost și eu însurat. Te-ai căsătorit, dar când te-ai căsătorit? După ce ai câștigat Cupa Campionilor? După aia te-ai căsătorit? La Belgrad m-am căsătorit. A, la Belgrad. Și da. Soția e... E româncă. Da. Acum, n-ai găsit aici și te-ai dus acolo să da, găsești? M-am dus acolo și m-am căsătorit. Eu, nu știu, aici pot să spun, fii atent, mi-a spus unul, băi Belo, cum ai putut să ratezi penaltiul ăla la campionatul mondial? Da, dar n-am ratat la doamna de la Belgrad, ai zic dat unde că, trebuie. Băi băiatule, eu nu l-am ratat, mi l-a apărat portarul. Corect. Ratarea când dai peste sau da, pe lângă, da, aia da, e ratare. Ratare. Când îți apără portarul, nu e. Cu un singur penalt am ratat. Când? Care penalt? Păi zic ăla că când m-am căsătorit, când m-am însurat, ăla a fost ratat 5-6 metri peste poarta sa. Dar cât ai stat cu soția? Câți ani? Păi am stat vreo 9 ani, 8, 9, 9 ani. Din dragostea voastră s-a păi născut o fetiță nu știu, superbă. Când m-am lăsat de fotbal, mi-am dat seama că sunt însurat.
S-au îngrădit libertățile, numai cantonamentul, numai... Cantonamente, meciuri naționale, du-te pe acolo, mai... Mexic, m-am întors, iar multe... Da, și după... Tu ai jucat și în Mexic, așa este. Am jucat 2 ani. Și Ilie Dumitrescu a fost în Mexic, nu? Lindo y querido. Ia uite, cât de mult ceva... Mexico, lindo y querido, Mexic. Malaguenia, Lerosa. Ceva din Mexic, așa, știi? Da, ceva acolo. Păi tot ca spaniolii sunt tot... Da, mexicani, spanioli. Ia uite, mă, pe au și ei muzică frumoasă. Da. Mariachi se cheamă. Mariachi. Cu mariachi. Mariachi frumos, am cântat și eu acolo, am avut ocazia frumos, să cânt la o petrecere foarte cu mariachi. Cu... La Cancun am fost. La Cancun am fost și eu. Și am cântat, mi-au pus o pălărie de aia, sombrero, în mare de aia și cântam cu el. Cântam cu ei acolo, a fost foarte frumos. Cântă frumos. În restaurante frumos, cântă. Vreau să te întreb, cum o cheamă pe fiica ta, cea frumoasă? Pentru că este o fată frumoasă, realmente, eu am mai văzut-o de multe ori în poze, fiind prieten. Păi seamănă cu mine, cu tine. Normal că primar. Milena, cum o cheamă? Nu, caută, o cheamă Zandali. Așa, Zandali. Zandali. Eu cu numele ăsta n-am contribuit eu la numele ăsta. Zandali Victoria. A, că de la Victoria Cupei Campovescu. Zandali Victoria Belodedici Macovescu. Da. E și în cape, și păi nu în cape, dar e mai asta, și spaniolii au nume și de la bunic, tu ai bunica pe, și toate până ca și status, că m-am uitat la tine, ai poza cu ea de când era mică. Da, când era mică, da. Foarte frumoasă fată. Când era mică. Acum era... cât are? 27. Cât nu, are? Nu semăna, are părul blond, cu mine da. Nu avea nicio. Da. Are... Da. Da, cine, mama ei era blondă, nu? Da, da. Și acum câte ani are ea? Ah, păi acum are 23. Ah, 23. 23 nu, și, eu citisem că 27. Și are un prieten, eu îi spun Manolo. Manolo. Știi că numele Manolo în spaniolă e ca un fel de... Manolo, ca un fel de... Ion. Ion, da, sunt multe... Manolo, file de poveste. Sunt multe astea... Bancuri cu Manolo, toate, mă, Manolo, Ioane... Un fel de bulă atunci. Bulă, așa ceva cu Manolo e. Eu îi spun Manolo, dar zice că nu se cheamă Manolo. Se și cheamă... el e din Spania. El e din Valencia, Spaniel, Valencia. Valencia. Și ei locuiesc acolo, fiica ta cu el? Da, da. Dar Valencia. Nu s-au căsătorit, nu. Nu, nu. Păi nu da, să ne anunți că la nuntă, uite, păi uite ce venim, venim cu tine din partea socrului mic. Dacă o să face, dacă face nuntă... ce se ocupă ea? Ce am... Ea a terminat facultatea, acum e cu masteratul, e... Nu are nimic cu sportul. Nu, cu sportul nu are nimic. Nu e talent, nu, n-are talent la sport. Bă, dar e frumoasă, nu are talent. E frumoasă Belu, e frumoasă. N-ai o poză cu ea să mă mai văd. E cu școala, zic, păi de asta zic, eu n-am, eu cu școala nu sunt, eu am avut un talent și tot timpul îmi cer mie bani. Păi zic, eu n-am făcut, mă, facultăți, n-am, nu sunt eu. Adică bani. Zice, da, ai bani. Păi din ce cauză am eu bani? Păi zic, mai bine să, dacă aveați un talent sportiv decât să aveți atâtea facultăți și să lucrează la astea cu turism hotelier ceva. Ah, business în turism hotelier. E bine că Spania e o zonă turistică foarte frecventată, e un business bun pentru ei. Știi că era un banc, circula acum câteva zile am citit, o doamnă avea 3 băieți, dintre care 2 erau intelectuali, și unul era copilul străzii și zice vecina, păi băi vecină, ai 2 băieți intelectuali și pe ăla copilul nu-l dai afară că strică faima familiei. Și că ce mă, să-l dau afară, vezi că ăla ne ține, profesorul și cu doctorul spunitor de foame. E trist, da, uite că e adevărat, așa cum spuneai și tu. Da, uite. Da, mi-a cerut niște bani să cumpere, vrea să cumpere mașina și am spus să meargă la mama ei și să o întrebe cine i-a cumpărat ei mașină, tatăl ei sau iubitul ei. Acum zic, păi, dacă ai iubit, te duci la iubit. Corect, îți cer mașină, da. Vii tu la mine să-ți cumpăr mașină. Dar fii atent, dacă mergem la nuntă, când o face nunta, uite, îl iau pe Paul stângă și cântăm și ceva, sârbește ca să se simtă bine și neamurile. Da. Uite ce frumos zice Paul. Iscrainele Pavlaina,
sârge mieza lumila, iscrainele babraina, umenese za ljubila. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Oj, nino, 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 uzet ću te ja. Oj, nino, 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 bit ćeš moja sva. Bile pa! Da, da, cântau Srbi când după meciuri câștigate. Da, 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 da. Acolo era o distracție. Pentru fata ta, asta, Lea, cu toată dragostea noastră, eu. Ca zagrilica de poliubi, șuma din aglavu gubi. Ca zagrilica de poliubi, șuma din aglavu gubi. Oi, nino, 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 uze ciute ea. Oi, nino, 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 bice-s moia sva. Oi, nino, 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 uze ciute. Oi, nino, 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 bice-s moia sva, băi! Bravo, Paul, bravo! Da, domne, eu am crescut cu cântecele astea de mic, când am început să joc în satul meu fotbal, că erau băieți mai în vârstă și jucau fotbal. În fiecare duminică se juca fotbal, cu satul pe lângă, cu tot felul, da, sate din jur. Și după aceea coborau jos la birtu din și începeau și începea cu muzică și cântece și cântece și cântau și dansau și muzică, deci, tot timpul era incredibil un popor vesel. Toată lumea asculta radio, muzică, radio și cânta muzică în fiecare casă. Am și o întrebare. O întrebare sau un sfat? Un sfat? Nu, dacă întrebare, nu sfat. Sfat nu se plăte. Câte accidentări ați avut de-a lungul eu accidentări, carierei dumneavoastră? Sau? Accidentările mele au fost de aici în sus, nu de aici în jos. Și care a fost cea mai gravă? Păi mi-am rupt nasul. Da, un pic. Mi-a zis Bute despre tine, Lucian Bute. Nasul, mi s-a o deviat, fracturat așa puțin. Deviat, dar cu cine a fost? În Mexic. Ah, în Mexic, la... Da, am avut o leziune aici la cervicale, când țăream la cap și dădeam cu cap. Am avut arcada spartă, capul spart. Astea erau accidentele. Dar acum mai resimți ceva? Așa, câte o întorsă la gleznă, dar pe, la picioare nu. Dar știam cum mai e ceva cu spatele. Da, da, aici cu spatele. Și mai e și acum. Păi și acum, acum a rămas, da. La cervicale acolo am o... M-am ciocnit și când am... La campionatul mondial din America, când... Cu ăla cu barba, cu Lalas. Da, Lalas, da, Alexis. Alexis Lalas. Da, din Statele Unite, era da, ciocul ăla. A venit în spate da, și da, mi-a da, dat. Era cam... Și acum când... Agricultor, așa l-am văzut. Era puternic. Da, da, da. Prea le avea cu tehnica, dar el era cu dădea. Nea Bumbesc, cum da, știu. Da, 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 da. Măi, da. Belo, pentru că vrem să ai tot timpul control asupra sănătății tale. Uite, am niște prieteni care au înființat o rețea medicală, se numește ProBio, rețeaua medicală ProBio, care îți oferă un card de sănătate, cardul Royal Black și foarte multe investigații de care beneficiezi gratuit, iar pe tot parcursul anului, toată familia ta beneficiază cu 15% reduceri de investigații totale și vreau să-ți fac acest cadou din partea lor. ProBio, nu? Da. ProBio, rețeaua medicală ProBio, cardul Royal Black. Ei acum s-au deschis de curând, sunt pe Splaiul Independenței numărul 202, la parter, te așteaptă începând cu data de 15 iulie. Uite ce frumos mi-am făcut acest cadou pentru tine, acest card, să-l vadă și privitorii noștri la camere. Și dacă ți-l mânezi acum, după ce scoți cardul, îți rămâne această ramă pe care o poți folosi ca și ramă pentru o fotografie dragă ție și uite-te pe card, te rog frumos, ce număr are cardul, ca să-ți facem așa o legătură, să văd dacă îți dai seama, ce număr are cardul, ia citește numărul cardului. Trebuie să-mi pun ochelari. Pune-ți ce vrei tu.
Am voie. Ai voie orice la live-ul lui Enache, dacă e vorba de dragoste și sănătate. Numărul cardului. Da. Așa scrie. Mio drag belo de dici. Da. Așa. 2005. 1964. 20-a 5-a. 20, 20 mai, da, bine că 1964 e este, ce este, ziua ta? Da, 20-05, da. Ziua ta de naștere. Eu sunt născut în mai. Așa, deci chiar pe 20 mai. Pe 20 deci te-au mai. Nimerit. 64, da, uite, m-au nimerit. Și? Și 64, 06, asta, data, nu știu ziua, cum trebuie să-l citez, 06-07. Da, 6 asta iulie, e ziua când ai venit când la, da. Acum e astăzi, nu? 7... 2020. Da, da, da. Deci, iată un card surprizător care are ca și număr ziua ta de naștere și ziua în care ai venit la live-ul lui Enache. Da. Mulțumim, 06, Probio. 07. Mulțumesc și eu frumos. Și, și cu acest card beneficiezi pe viață de set de analize gratuit, iar familia ta 15% reducere pentru toate tipurile de investigații. Având în vedere că au personal, da. Mulțumesc frumos, și instalație ultima, de ultimă încă oră. Încă n-am început să-mi fac instalații medicale de ultimă generație. Deci când te duci acolo, intri ca la NASA. Hai să vezi, totul este ca pe vremuri, da, la Belgrad. Când ne uitam noi în vitrine la Belgrad, era totul frumos. Deci totul e țiplă, bine, ca să știi. Belgrad era și el. Avansat, dar nu chiar. Ce vreau să spun, dacă eu am un prieten foarte bun, Nelu Constantin, de la firma CNS Automobile, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că ne ajută la, da, acest live, live-ul lui Enache. Dacă îl cunoșteai, dar o să-ți fac eu cunoștință cu Nelu, vindeai foarte repede acel aro și îți luai ceva trăznet ce se poartă acum și poți să faci lucrul ăsta. Eu să spun sincer, eu cu mașini sunt catastrofă. De ce nu? Nu, păi las că n-am avem, avem șoferi care abia așteaptă să, să, dacă eu dacă aș să putea conducă, să dispară toate mașinile, aș fi cel mai fericit. Cu trotineta îți place? Cel electrică. Mai fericit. Deci nu, 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 cu mașini nu. Parcă aveai la un dat un Golf. Când veneai la meciuri, eu te vedeam că veneai cu un Golf. Astra, un Astra, Golf, da. Da? Astra, o mașină. A, un Opel Astra. Opel Astra. Da, Opel Astra. Da, da. Eu ziceam că e Golf. Nu. Da. Dar e utilă, te deplasezi, uite, este, te invită, da, oameni, da, la meciuri, da, la asta, știu, și trebuie, da, să vii, da, la o petrecere, la, uite, ăsta, îl punem aici frumos și este al tău cadou din partea noastră și a Probio, o clinică ultramodernă. Te duci și începând din 15 iulie, splaiul Independenței numărul 202. Te așteaptă, ai acolo telefon, am, tot am contact, și adresa, nu? Adresa, tot te duci, faci un set de analize, știi cum te văd. Ba, ba, ba. Așa că dacă te răzgândești cu mașinile, te pot ajuta că au apărut astea pe, pe baterii, pe energie, da, 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 pe astea, mașinile electrice. Electrici. Și te ajut eu, la Nelu Constantin, merge la CNS și ți aduce un, da, micuț, așa, frumos, că nu face nici zgomot. Vă zic, Ce mașină e? Nu, păi sunt mai multe care, da, au apărut electrice acum și îți alegi una, nu se aude absolut nimic. Știi care e, da, pericolul? Știu, că adorm la volan. Știu, acolo știu, e pericolul. Că trece pe lângă tine și nu, da, știu că am mai văzut. Am mai văzut. Măi, Belu, nici nu știu când au trecut minutele, o oră și avem, o oră și... Eu îți mulțumesc din suflet, ești un băiat minunat, așa cum... Păi și eu să-ți mulțumesc și te aștept la... la meciuri, ca păi să bun, mai... la meciurile, știi, chiar vreau să păi te rog. Cum e bine să vreau să mai alergi, să te mai miști. Da, noi ne mișcăm, dar știi ce vreau de la tine? Vreau de la tine să-mi promiți că îmi faci mie rost măcar la un meci de două bilete, vreau să vin cu fiul meu David, măcar la un meci la campionatul european, da. Măcar unul, nu vreau să fac risipă, deci, de... Am întrebat acolo, bilete nu sunt bilete. Știu, poate putem să, da, așa, ceva, o invitație. Pe telefon, o... pe invitație, da. Da, să vin cu fiul meu, cu David, că e mare, mare admirator al fotbalului și în general al vostru, al fotbaliștilor de valoare. Cred că o să reușesc, că sunt ambasador. Eu i-am întrebat, știu, eu sunt ambasadorul, da, 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 și da, am întrebat și mi-au spus. Îți doresc că succes pe toată perioada campionatului european de fotbal. Succes mie, nu știu, păi de dacă ce, tu, da, ești, da, o imagine... Nu,
strălucitoare a noastră a României. Ținem cu ce echipă ținem? Și măcar, măcar prin tine să ajungem și noi acolo, pentru că echipa n-a ajuns. Ținem cu Macedonia, nu cu... Cum vrei tu. Macedonia. Cum vrei tu și, acum, și apoi dansăm. Pentru că Paul ne spune ceva de Dragana. De Dragana, de Dragana pentru Belo. Îți mulțumesc, Belo, te iubesc și... Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să rămâi tot așa. Și frumos și eu te iubesc. Life-ul lui Enache. Ne vedem săptămâna viitoare. Ai toșoie se bucrai săptămâna se te voi danasti deșnioi tu jamie život tvoj kaži mu da zna plači zemljo što sam ja tako nesrećna da da eu le-am cunoscut pe toate.